Salutare tuturor, sunt Sidonis, iar astăzi facem un nou clip de Minecraft în care o să încercăm să terminăm podul care l-am început în episodul trecut, așa că nu uitați să dați și voi un subscribe, un like și un comentariu în care să-mi ziceți ce ați mai vrea să fac în această serie. Haideți să trecem la clip. După cum v-am spus și în episodul trecut, vreau să pun sand și blocuri din astea de spruce, așa, cumva, cu un bloc mai sus decât marginea asta, la fiecare scară. Iar apoi, pe apă, o să vreau să fac undeva din 5 în 5 blocuri sau ceva în genul ăsta. Să văd cam cum ar arăta bine. 1, 2, 3, 4, 5 și al 6-lea să pun. Sau să mai lăsăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cred că e cam mare distanța de 10, nu? O să punem de aici și o să lăsăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și punem la al 8-lea bloc. Ceva în genul ăsta, trebuie să punem sand. Iar acum coborăm aici și punem de asta până sus, până depășim un bloc. Perfect. Cam așa ar trebui să arate. Îmi place destul de mult cum se vede. Uite, aici avem noroc și nu trebuie să mergem foarte mult în jos cu sandul. Și așa ar trebui să facem noi până în capăt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar la al 8-lea bloc punem noi sand. Iar apoi punem lemnul. Am rămas, din păcate, fără sand, așa că mă duc aici în deșert să iau ceva sand, iar apoi mă întorc să pun de la fundul oceanului tocmai până lângă pod, cumva, sand, iar apoi pun blocurile de lemn. Hai că am luat ceva sand, acum mă duc acasă să dorm, iar apoi mă întorc la pod să mai continuăm treaba. Cam așa arată momentan ceea ce vreau să fac și după cum puteți vedea acolo este sandul la care l-am pus noi. Așa că acum o să merg eu pe partea asta și să termin până în capăt. Ok, am terminat de pus sandul, cam așa arată până în capăt, iar acum o trebuiască să urcăm noi cu blocurile de lemn. Cam atât ne-a ajuns lemnul, o trebuiască să mă duc să mai iau lemn. Așa că tai și vin imediat. Cam așa arată acum podul. Îmi place destul de mult cum arată. Mi se pare că am lăsat o distanță destul de mică între pilonii ăștia, să zic așa. Dar arată foarte bine, să zic așa. Aș fi putut, ca să economisez niște lemn, aș fi putut să las mai mult spațiu, dar am să arate cât mai bine. Cam așa arată asta acum, arată super bine,
Iar acum aici am să vreau eu cu garduri, ceva în genul ăsta, să vin să fac așa, 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 pac, 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 și acolo aș fi vrut eu, aici aș vrea să pun eu câte o lanternă, îmi place destul de mult cum arată și să pun și așa oare? Dacă sparg eu asta și asta. Bă, da, cred că așa ceva am să fac. Îmi place destul de mult cum arată. Deci ar veni una, două, pac, 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 așa. Și ar veni una deasupra la cealaltă aici. Pac și pac. Ceva în genul ăsta. Aș vrea să fac toată treaba asta. Dar asta o să facem noi în episodul următor, pentru că avem nevoie de destul de multe materiale. Așa că ne revedem cu un nou clip. Pa, pa!